face convulsii. Un manechin high-tech de zeci de mii de euro, botezat Apollo, simulează probleme medicale într-un mediu care reproduce condițiile de spital. Reacția din imagine este ca la un atac cerebral. Avem deja o asimetrie a feței. Clipește, aici nu mai avem. Avem tulburare de echilibru, tulburare de vedere, colț al gurii căzut. Punem pacientul să ridice mâinile și le dăm drumul și o să observați că o mână cade. Tulburare de vorbire. Și la infarct? Durere precordială puternică, ca o gheară, ca o apăsare, ca o arsură, probleme respiratorii, transpirații. Totul este ghidat dintr-o cameră de comandă și înregistrat video pentru a corecta greșelile. Reacția pacientului high-tech se vede imediat pe monitoare, care arată și dacă resuscitarea se face corect. Mai puternic. În spitale însă, nu toate cadrele medicale știu să facă resuscitare. Am pierdut pe cineva drag. După o intervenție chirurgicală care de altfel a fost cu succes, timpul de răspuns în secție, nu la un AVC, ci la un infarct miocardic, a fost mai lung decât trebuia. 1, 2, 3, 1, 2, 3. El este Paul, un prematur de 27 de săptămâni. Cu micul manechin se antrenează cei care vor să trateze nou-născuții cât o palmă. Este important să știm ce să dăm la mână medicului, să cunoaștem toate semnele, atât pe monitor, cât și cum arată clinic bebelușul. Le arătăm și acel geamăt care ne indică că bebelușul nostru are o problemă. Cursanții află și dacă și-au dezinfectat corect mâinile și învață să recolteze sânge și să facă injecții fără teamă. Aspirăm, nu vine sânge și introducem lent. Manechine care simulează nașterea, aparate pe care se exersează operații laparoscopice și nu numai, sunt și la Universitatea de Medicină Carol Davila. Un plan pentru anul acesta au un centru de simulare în toate specialitățile. Studenții, medicii rezidenți, asistentele medicale se obișnuiesc cu procedura, se obișnuiesc cu materialele sanitare. Înainte de a lucra cu ele în viața reală, scădem riscul de malpraxis. Tot mai multe școli și universități medicale au baze de simulare în condiții cât mai apropiate de realitate, fără riscuri pentru pacienți.